Salut! Acest screencast vă va arăta cum să creați o clasă nouă în Google Classroom. În primul rând, trebuie să vă conectați la contul dumneavoastră Google, apoi, în colțul din dreapta sus, faceți click pe launcher pentru aplicații și selectați pictograma Google Classroom din listă. Sau, sus, la bara de adrese URL, puteți pur și simplu să introduceți classroom.google.com și tastați Enter. Aceasta vă va direcționa la pagina dumneavoastră unde puteți vedea cardurile claselor. După ce ați ajuns pe această pagină, pur și simplu faceți clic pe semnul plus din dreapta sus și selectați Creați un curs din meniul vertical. Veți vedea un mesaj de confidențialitate și securitate dacă utilizați contul personal. Dați un nume clasei, chimie organică clasa 11, secțiune, profil real, îi puteți da un subiect, chimie și îi puteți da un număr de cameră, cabinetul 103. Apăsați butonul Creare. Google Classroom va crea clasa, iar când este finalizată, aceasta va fi disponibilă pe pagina cardului clasei, așa cum se arată pe ecran. Acum că avem clasă formată, haideți să vedem cum putem adăuga și invita elevii în clasă. Există două modalități. Prima, prevede distribuirea unui cod al clasei create cu elevii dumneavoastră. Codul poate fi găsit chiar în bannerul clasei dumneavoastră, aici. Pentru o mai bună vizualizare, imaginea codului poate fi lărgită pe tot ecranul, printr-un clic pe acest pătrat. Sau, dacă este nevoie, pentru ca să-l afișați pe ecranul complet, faceți click pe pătratul suplimentar. Când elevii se vor alătura clasei indicate de dumneavoastră, aceștia vor face click pe semnul plus de pe pagina principală Google Classroom și vor selecta Înscrieți-vă la curs. Apoi vor introduce codul aici. A doua modalitate este să îi invitați pe elevi printr-un e-mail să se alăture clasei voastre. Pentru a face acest lucru, accesați fila persoane. Aici veți găsi posibilitatea de a adăuga atât profesori cât și elevi. Accesați iconița cu persoana mică și simbolul plus. Puteți adăuga adresa de e-mail a primului elev aici. Veți observa că acum avem un destinatar. Selectez destinatarul. În acest moment aș putea adăuga un alt elev dacă aș avea mai mulți. Și voi selecta Invită. Veți observa că elevul este listat cu inscripția Invitat, în paranteze. Când elevul acceptă invitația, această inscripție va dispărea, și elevul va fi listat ca elev în clasa dumneavoastră. Atât profesorul cât și elevul primesc un e-mail care spune că acea invitație a fost acceptată.